Clujul primește o lovitură destul de serioasă în planurile sale de viitor. Vă amintiți, desigur, că se vorbea despre centură metropolitană și metrou, construite ambele din Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR-ul ăsta de care auzim zilnic de 368 de ori. După negocieri intense la Bruxelles, Clujul rămâne cu 450 de milioane de euro, 300 de milioane pentru metrou, 150 de milioane pentru un spital de copii și zero pentru centură. Cum spuneam, Clujul primește, însă mai puțin decât speră, mult mai puțin. Cu 300 de milioane de euro se pot face vreo 5 din 19 stații de metrou. Ce ați zis? Că ne trebuia mai tare centura? Asta să-i o spuneți lui Ghinea, lui Drulă, lui Câțu, lui Boc, că ei știu ce și cum s-a negociat. Bună seara, sunt Ionel Lespuc, sunteți la Actualul Regional Politic. Discutăm astăzi în principal despre proiectele și oamenii Clujului. Alături de doi vechi politicieni ai orașului, Laszlo Attila, senatorul DMR, și Teodor Pop Pușcaș, încă în PSD, fost candidat la primăria Cluj-Napoca. Suntem live și pe Facebook, pe pagina TVR Cluj. Puteți să ne trimiteți acolo întrebări sau puncte de vedere. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună seara. Ce mai faceți? Sper să avem o frumoasă și dinamică discuție astăzi, așa, în trei. Sunteți politicieni cu multă experiență. Domnul Laszlo Attila, am uitat să spun că a fost și viceprimar al Clujului, dar cred că lumea știe acest lucru. Domnule Laszlo, cum vi se pare că s-a negociat acest PNRR pentru Cluj-Napoca și pentru zona metropolitană a Clujului? Deci, bună seara, mulțumesc pentru invitație. Cred că jocurile încă nu sunt terminate. Aș face o singură precizare. Am avut ocazia să discut cu Comisarul European pentru Buget și mie mi s-a părut foarte ciudată această abordare cu care s-au dus colegii miniștri la Bruxelles la așa zisa negociere. Și vă spun acest lucru pentru că trebuie să știți că Comisarul European și toată echipa domniei sale sunt din Germania. S-a ajuns în urma unor negocieri foarte încinse la această sumă de 29,6 miliarde de lei de euro disponibil pentru țara noastră. Nu știu de ce a crezut cineva că merge cu un proiect de 40 de miliarde și o să îi se aprobe majorarea după un șir întreg de negocieri. Asta mi s-a părut și mie o stângăcie. Fie și pentru gândirea că dacă noi mergem cu mai multe proiecte, o să vină Bruxelles să selecteze dintre ele. Păi nu putem noi să le selectăm pe cele bune? Trebuie să vină Bruxelles să facă asta? Vă spun acest lucru pentru că acum se lucrează și spun foarte sincer, eu salut dialogul care a avut loc în această după-amiază la Palatul Victoria. În sfârșit s-a ajuns la varianta ca acest plan să fie prezentat plenului Parlamentului, pentru că vrând nevrând și din experiență vă spun, un astfel de plan de reziliență și de redresare este un plan care trebuie asumat de tot spectrul politic. Deci dar nu de tot spectrul politic, dacă îmi dați voi. Eu cred că de toată țărișoara asta, pentru că este un proiect de țară până la urmă. Așa și n-ar trebui să fie numai niște persoane vremelnic ajunse acolo care să decidă pentru toată lumea. Așa este și vedeți experiența din Cluj când pot să spun că am avut niște condiții optime. Prim-ministru în funcție, partidul majoritar din Consiliul Local și din Consiliul Județean la putere. Și ne-au luat 6-7 ani, 8 ani până am finalizat câte un proiect finanțat din fonduri nerambursabile. Acesta este motivul absolut normal ca el să fie cunoscut, dezbătut, asumat și indiferent cine este la putere să mergem înainte. Ceea ce ține de alocările pe ministere, vă spun încă nu este finalizată toată procedura. Sper să mai sufere niște modificări. Aș mai pune pe lista dumneavoastră Spitalul Regional de Urgență. Așa este. Și mai este și pasajul de la tăietura Turcului, dar fac parte din proiectele naționale acestea. Așa este. Așa este. Deci și electrificarea căii ferate Cluj-Oradea. Motiv pentru care va trebui, cred că
chiar și în varianta finală trebuie să ne concentrăm, să demarăm aceste lucrări, după care să identificăm eventuale surse cu care să finanțăm necesarul în continuare. Domnule Popușcaș, cum se vede de la dumneavoastră această negociere de la Bruxelles? De la societatea civilă. Din societatea civilă, da. Adică dumneavoastră v-am prezentat ca membru pe PSD pentru că mai aveți carnetul, da? Îl aveți. Da, mai am carnet. Nu i-ați dat foc? Nu, nu l-ați tăiat cu foarfeca? Deci, membru PSD, n-am mai participat la viața de organizație, ca să spun așa, pentru că în ultima ani au fost, în ghilimele spus, niște găști la conducerea PSD-ului Cluj, așa că așa formate ad hoc, după pixul deci, sau mintea cuiva. Din ce spuneți, înțeleg că numai aici sunt găști. Eu sper într-o redresare. Momentan nu, dar sper într-o redresare mult mai puternică a vieții democratice a PSD-ului din Cluj. Dar trecând la chestiunile legate de proiectele Clujului, eu zic că toate trebuie să aibă un început. Absolut toate aceste lucruri trebuie să aibă un început și sigur că începutul începe printr-un gând, demarează printr-un gând sau printr-o discuție a acestor gânduri. E bine că se dezbat aceste proiecte mari pentru Cluj. Astăzi am văzut o știre conform căreia primarul Boc spune că fondurile de la Uniunea Europeană sunt doar bonus pentru proiectul de metrou. Nu, așa a spus. A spus că noi oricum proiectul de metrou îl aveam planificat din fonduri structurale și că da. PNRR-ul acesta este un bonus care a apărut odată PNRR-ul, cu pandemia. Da. Proiectul metroului e mai vechi decât pandemia. Așa este. Deci fondurile pentru metrou ar fi trebuit să fie adunate mai devreme, adică gândite mai devreme. În rest, sigur că toate aceste proiecte îndrăznețe despre care vorbea și domnul senator Laszlo Attila trebuie să se regăsească în planurile municipiului Cluj și a județului municipiului Cluj-Napoca și a județului Cluj. Mai mult decât atât, așa cum spunea și domnul senator, este vorba de acest spital regional de urgență despre care discutăm de multă vreme și care încă nu-și găsește materializarea, desigur, în resurse mai mult, că înțelegem că partea de teren a fost oarecum rezolvat. Domnule Popușcaș, știți, dacă puneți pe Facebook ceva cu spitalul ăsta regional de urgență, lumea o să zică, mă lăsați. Adică, eu sper din suflet să se chiar întâmple acum. Dar acest spital este o poveste veche de 15 ani. Știu, sloganul acesta cu mă lăsați sau am mai auzit lucrurile astea, sau, e un slogan propriu românilor. Haideți că au fost niște lucruri la noi care au împiedicat anumite proiecte destul de mari și grele. Sunt în vizor 3 spitale regionale de urgență, din care nu știu dacă vreunul este mai avansat ca acesta de la Cluj. Dar eu zic că dacă aceste lucruri se dezbat și există un pic de voință, se pot face. Întrebarea mea era, dacă tot avem 300 de milioane aceștia de euro pentru proiectul de infrastructură al Clujului major, da? 300. Centură sau metrou? De fapt, jumătate de centură, pentru că proiectul centurii costă estimat undeva la 600 de milioane de euro, sau o treime de metrou, pentru că estimarea pentru metrou era de 900 de milioane de euro. Ce ați alege? Domnule Spuc, eu aș alege să punem odată sapa în pământ, indiferent câți bani ne stau la dispoziție. Pentru că asist de 30 de ani la tot felul de povești și cred că suntem campioni la strategii și la tot felul de date pregătitoare. Asta ca să nu mai zic că lumea mă lași, cum spuneam mai devreme, da? Nu? Deci am avut o surpriză când am fost viceprimar. Am avut ocazia și i-am rugat pe colegi să scoată din arhive toate planurile care au fost făcute în decursul timpului în cazul Clujului și acolo am constatat că de fapt noi vorbim acum în 2000, mă rog, la vremea respectivă, 2011. De o centură 2012, care are 20 și ceva de ani. Nu. De o centură care era proiectată în 1969.
Ok, eu văzusem varianta, o variantă din 1998, cred că, nu, care trecea deci undeva la nord de Cluj și de Florești, spre actuala autostradă. Era proiectul de execuție care era dus și era finalizat în 1989. Am văzut proiectul de execuție al planului alternativ est-vest de-a lungul căii ferate, dus și făcute anumite elemente din ele în decursul timpului și de atunci n-am mai făcut nimic și în sfârșit am ajuns acolo să, nu peste mult timp, o să înceapă lucrările la podul peste Someș ca să desevească acest tax. Lăsați-mă să le spun celor care nu înțeleg că e vorba despre podul Răsăritului, da? Din zona Oașului către strada Răsăritului și ar urma să lege practic zona gării de piața 1 Mai, dar cu perspectivă pe viitor să ajungă până la Ira și până spre aeroport. Și dacă îmi permiteți, ca să înțeleagă și telespectatorii noștri de ce sunt un pic... adică de ce simt nevoia ca să proiectele acestea din Planul Național de Reziliență să fie asumat politic. Cred că este cel mai bun exemplu, este aeroportul Cluj, care a fost început când a fost guvernul Năstase la guvernare, continuat de guvernul Tăriceanu, finalizat de guvernul Boc și așa mai departe. Deci trebuie să înțelegem și uitați-vă cât durează efectuarea acestor proiecte. Necesită timp, motiv pentru care, așa cum am făcut practic din 2004 încoace, întotdeauna la începutul mandatului am stat la masă, ne-am uitat care sunt proiectele prioritare, care ni le asumăm și indiferent cine a fost la putere, am mers înainte. Și cred că ăsta ar trebui să fie mentalitatea și la nivel național. Nu vă ascund faptul că, s-au urgentat anumite hârtii să se facă, pentru că, vrând nevrând, știm foarte bine, nu suntem chiar cei mai iubiți pământeni din această țară, noi clujeni. Motiv pentru care, chiar și în ultima clipă, s-au încercat încetiniri, ca să folosesc un termen foarte diplomatic, a unor proiecte care erau în derulare. Ne dați exemple? Electrificarea Oradea, căii ferate Oradea Cluj. Și, în sfârșit am depășit și acum sunt dezbaterile publice și puzurile de-a lungul căii ferate, care sunt dezbătute de la o primărie la alta, în fiecare sat atins de calea ferată între Cluj și Oradea. Și mă bucur că facem treaba asta. Am înțeles că acum, cred că este finalizat sau urmează să se finalizeze și intrăm în linie dreaptă și cu acest lucru și bătălia a trebuit dată cu Timișoara, turnul Severin, fiind ministru din zona respectivă. Acesta este motivul, că ăsta este rolul nevăzut al nostru, al tuturor care ne desfășurăm activitatea de luni până joi sau vineri în București, după care venim acasă și mă bucur că am redevenit clujan în cursul zilei de azi. Păi dacă noi avem ministrul la agricultură, Clujul are ministrul la agricultură, nu la transporturi, nu la... Da? Permiteți-mi să clarific acest aspect legat de instalațiile de irigație. Lăsați-mă să vă spun doar înainte de asta că l-am ascultat ieri pe Marcel Ciolacu, liderul PSD, care spunea că domnul Oros ar fi dus la Bruxelles cu sistemul de irigații de pe vremea lui Ceaușescu. Ca asta a propus domnia sa. Ca și traseu, da. Ca și soluție tehnică, nu. S-a dus cu o soluție atât de inovativă încât toată lumea s-a mirat. Iar soluția tehnică propusă a fost dezbătută la Cluj de către specialiști, care prevede ca să folosim energia solară pentru alimentarea pompelor necesare, pentru că sunt foarte multe zone neelectrificate. Nu, că au dispărut, hai să spunem, rețelele, da? În decursul celor 30 de ani. Și atunci, de ce să nu folosim, așa cum în alte țări se folosesc inclusiv luciu de apă pentru aceste panouri, de ce să nu folosim terenurile aferente acestor canale și să utilizăm, și de ce să nu utilizăm soarele pentru acest lucru? Este o premieră și această propunere a fost o premieră la nivelul european. Acesta a fost motivul pentru care au fost inclus în două capitole, agricultură și mediu. Și sper să răzbească și să reușească să
explice acest lucru. Ceea ce ține de infrastructura și lucrările edilitare care au fost făcute, ele există, ele trebuie repuse în funcțiune și avem o legislație care spune că trebuie să ajungă apa până la utilizatorul final pe cheltuiala statului. Și aici s-a luat în vedere acest aspect. S-a propus o sumă foarte generoasă. Sper ca o bună parte din această sumă să rămână și să nu fie tăiată complet. Domnule Pușcaș, mai sunteți? Da, sunt. L-am ascultat pe domnul senator. Știți de unde am plecat, de fapt? De la întrebarea centură sau metrou? Da. Eu zic că ambele sunt prioritare. Dacă găsim soluții pentru amândouă, e minunat. Acum, sigur că plecăm de la strategia de congestionare a circulației rutiere din Cluj și de aglomerațiile care sunt la ora actuală, mai ales că încep și școlile și sperăm ca din toamnă să înceapă și universitățile. Și atunci nenorocirea va fi și mai mare, deja vom reveni mult mai mult și mai accentuat la ce a fost înainte de pandemie. Din nou spun, normal și firesc ar fi să se găsească cea mai bună soluție și cea mai rapidă pentru decongestionarea traficului rutier din Cluj. Și asta, sigur, administratorii, guvernanții vor trebui să găsească soluțiile cele mai rapide. Dar vedeți că dacă facem metrou, da, asta înseamnă că oamenii trebuie să-și lase mașinile acasă, să circule pe sub pământ, da? Vor reuși românii să facă lucrul acesta? E un trend. E un trend european, un trend mondial în țările civilizate. Dar vorbeam cu domnul Nicolae Burnete, fostul ministru al cercetării, care spune că e un trend politic. Că, de fapt, oamenii își doresc în continuare să circule cu mașina, nu cu mijloacele de transport în comun. Că le oferă siguranță, le oferă confort. Acum, dacă ne uităm și în tramvaie, vedem că sunt foarte puțin populate și autobuzele, deși foarte multe sunt eco, sunt electrice, asta înseamnă și de cultura și civilizația noastră, ceea ce vom vrea să fim pe viitor și ce vrem să fie copiii și nepoții noștri în Cluj-Napoca. Nu putem merge la nesfârșit cu această gâtuire sau, eu știu, poluare mai mult decât atâta a municipiului Cluj, ci trebuie să găsim soluții. Un mare lider din America de Sud spunea că o țară nu este bogată prin cei mai bogați oameni a ei care circulă cu mașinile, cu bolizii pe care îi au, ci este bogată țara care asigură transportul în comun și celor bogați. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să ne gândim foarte bine. Clujul, la ora actuală, eu zic că are un transport în comun destul de bine ajustat. Dacă va fi și metrou și studiile de fezabilitate arată că el va fi folosit, atunci e în regulă. Dacă nu, atunci mai bine ar fi o centură de ocolire a Clujului pentru ca să nu intre în Cluj traficul greu sau traficul care tranzitează Clujul. Ori din acest punct de vedere n-am rezolvat totuși aglomerația Clujului pentru că cei care merg și astăzi cu mașina vor merge în continuare. Da, se vorbește despre proiecte mature, da? Prin PNRR noi vrem să finanțăm proiecte mature. Ei bine, metroul este la faza de studiu de prefezabilitate, da? Urmează apoi studiu de fezabilitate și abia după aceea licitația pentru execuție, în condițiile în care noi vrem ca acest proiect cu cei 300 de milioane de euro pe care primim din PNRR să se finalizeze când se termină PNRR-ul, adică în 2026. Terminăm 5 stații ale metroului până în 2026. În acest context, și o să rog pe colegi să ne arate harta viitorului metrou, din care înțeleg că se vor face 5 stații. Da, sunt 19. În 2026 nu va fi licitație, după cum merg lucrurile astăzi. Păi și atunci despre ce vorbim aici? Domnule Laszlo Attila, facem metrou sau nu-l facem până în 2026? Uitați, e harta pe ecran, 19 stații. Mie îmi plac foarte mult aceste denumiri de stații propuse de firmele care s-au asociat pentru realizarea studiului de prefezabilitate. Avem stația Cosmos, avem stația Europa Unită, avem stația Viitorului.
Da, și multe alte stații cu nume interesante, sigur, stația măcar copiilor, mai am și eu aici pe laptop, nu doar pe ecran, da, Țara Moților și așa mai departe. Măcar să începem să ajungem acolo încât păi da, să avem nu ne decontează, nu ne decontează Uniunea Europeană nimic dacă noi nu facem nimic. Adică dacă noi nu terminăm ceva să predăm, să arătăm că am făcut, să ne dăm cu metrou din Florești până Mănășturi sau de la Mănășturi până la fabrica de bere, n-am făcut nimic, nu ne dă bani Uniunea Europeană. Uniunea Europeană. Cred că se vor găsi soluțiile ca să ne dea și să finanțăm din mai multe resurse. Da. Să privim cu optimism, nu? Asta e mesajul. Așa să este. Avem încredere, să fim... Da. Cel mai important și, domnule Spuc, măcar noi la Cluj știm ce vrem. Și vă spun în calitate de om care sunt la al treilea mandat de senator și uitați... De cum 30 se urează? De ani, multe înainte. De 30 de ani nu suntem în stare să ajungem la un consens ce vrem să facem în sănătate. Deci... Măcar să profităm de această situație în care suntem și cred că nu pune nimeni la îndoială necesitatea dezvoltării infrastructurii. Niciodată n-a pus-o în discuție niciunul dintre partenerii de dialog necesitatea locurilor de muncă. Că sunt anumite elemente care ar trebui discutate și, mă rog, structura regiunii și structura orașului este în așa fel făcut că ar trebui îmbunătățite diferitele funcțiuni, e foarte adevărat că în continuare se dezvoltă Floreștiul cu Mănășturiul și locurile de muncă sunt pe munci. Deci trebuie să traversăm orașul. Toate instituțiile care generează trafic sunt în centrul orașului. Spitale, finanțe, tribunal și tot ce vreți. Pe lângă faptul și pe lângă dezvoltarea infrastructurii necesare, cred că ar fi binevenită o discuție să vedem. Haideți să ne uităm. Unde stau cei mai mulți? În Mănășturi și în Florești. Atunci haideți să le facem și lor, nu știu, o bancă, un spital, permise auto sau așa mai departe. Deci ăsta este rolul consultării și implicării oamenilor de specialitate și să mă ierte Dumnezeu, avem universități, haideți să le apelăm la cunoștințele lor. Celelalte localități nu au această facilitate. Vreau să vă reamintesc că s-a încercat construirea unui spital în Mănășturi. Așa este, dar acum mă bucur că în sfârșit vom ajunge să băgăm sapa în pământ după 2008 în Cluj, la cel din Florești, dar ea va deservi în primul rând regiunea, după care urgențele din Florești, din Mănășturi, din Grigorescu, ceea ce la ora actuală înseamnă aproape jumătate din populația Clujului. Da, mi-am amintit că pe lângă proiectele enumerate de noi, mai este unul pentru Cluj care este prins în PNRR. Este vorba despre 30 de kilometri de autostradă, de la Nădășelu până la poarta Sălajului. Și cu ocazia asta mi-am mai amintit ceva, că la finalul săptămânii trecute, sâmbătă mai exact, acolo s-au dus domnul Ludovic Orban și domnul Lucian Bode și mie mi s-a părut că văd fostul guvern, nu actualul guvern. Adică, oare ce-au căutat acolo? Domnule Popușcaș, ce-au căutat la autostradă domnul Orban, care este președintele Camerei Deputaților, și domnul Bode, care este ministru de interne? Oare au uitat că nu mai sunt fiecare în funcția în care erau acum un an? Bine, acum probabil că era vorba și de semnalizarea rutieră a autostrăzii, dacă o luăm așa, dacă o s-a dus ministrul de interne, probabil cu specialiștii din rutieră. Lăsând gluma la o parte, sigur că ar trebui să-i întrebați pe dânsii ce au căutat acolo. Eu cred că s-au dus să vadă în ce modalitate finanțează continuarea acelor 30 de kilometri de autostradă de care ați vorbit dumneavoastră și să sprijine această finanțare, pentru că nu putem nega că și domnul Orban și domnul Bode au un cuvânt de spus în guvernarea actuală, iar să nu uităm că domnul Bode este din zonă și ar trebui să aibă în preocupare permanentă continuarea autostrăzii pe zona județului Sălaj și până la Borș. Ar fi o mândrie pentru domnia sa să insiste pe acest tronson și să ajute la finanțarea autostrăzii.
Sper să dacă dați acest... voie, eu cred că s-au dus și au găsit și au căutat niște camere video să-i filmeze, să-i dea la televizor. Eu asta cred, dacă mă lăsați pe mine să vă zic. E posibil și asta din punctul dumneavoastră de vedere. Sigur că imaginea este foarte importantă. Dar din punctul meu de vedere ca... Vin niște alegeri, știți, în PNL și acum asta ne macină pe noi foarte tare. E o temă care a fost dacă dezbut. E Câțu și Boc versus Bode și Orban... Bun, acum, la noi toți anii sunt electorali, indiferent din ce punct de vedere electoral, ca alegeri locale sau generale, sau electoral din punct de vedere al partidelor. Tot electoral se numește, că și aleg conducerile. Acum, dacă am intrat deja în retorica și în logica unor alegeri și ne batem, guvernarea se bate ea însăși, înăuntru ei, cu aceste alegeri interne ale PNL-ului, e păcat. E păcat. Orizontul de așteptare în această guvernare este foarte mare. Dar ați auzit ce a zis Kelemen Hunor, că în momentul ăsta în coaliție nu sunt trei partide, sunt vreo cinci. Adică e UDMR-ul domnului Laszlo Attila, este USR, este Plus, este PNL și este PDL. Toate sunt acolo. Bună. Poți 10 dacă ei își unesc forțele pentru ca să ducă România mai departe, așa cum s-au angajat. Probabil nu se supără domnul Laszlo Attila, că știe că nu sunt rău intenționat. Probabil și în UDMR sunt fracțiuni care pot fi două partide sau trei, oriunde poate fi orice. Dar asta nu le dă dreptul să nu răspundă orizontului de așteptare a ceea ce și-a propus guvernarea față de poporul român. Suntem prea în urmă, deși ne batem cu cărămida în piept că avem o creștere de 2% în 3 luni, e o euforie din asta fantastică, suntem prea în urmă cu foarte multe lucruri pentru ca acest orizont de așteptare să fie înșelat. E păcat. Și domnul Laszlo Attila cunoaște mai bine că este mai aproape de cartofii aia care sunt fierbinți și care și aruncă unii dintr-o parte în alta și repet, ar fi mare, mare păcat ca la 5 luni după alegerile care au instaurat un parlament al României și un guvern deja să intrăm în această retorică proastă a alegerilor dintr-un partid sau din alt partid sau fel de astfel de lucruri. Eu zic că prea repede am intrat în această orientare spre a ne bate între noi ca lucrurile să meargă bine până la capăt. O să aibă, sigur, carne de mestecat și carne de tun opoziția, PSD-ul. Dar asta ar, cel puțin din punctul meu de vedere, că încă mai simt PSD, ar fi o chestiune favorabilă, pentru că n-ajungem la alegeri în 2024, dacă așa merg lucrurile. Domnule Laszlo Attila, Emil Boc iarăși apare în discuțiile despre preluarea puterii în PNL, de data aceasta în PNL, dânsul a fost președintele PDL, ne amintim cu toții. Cred că erați viceprimar când lua în fiecare luni avionul și pleca la guvern, nu la guvern, la partid, pardon, încă era primarul Clujului, abia după aceea a devenit și premier. Cum mi se pare ideea aceasta ca Emil Boc să, nu știu, intre în cursa pentru o funcție, nu știu care este aceea, înțeleg că s-ar împărți cumva președinte, ar fi Florin Câțu, președinte executiv, domnul Emil Boc. Știu că e foarte... al partid, nu e al dumneavoastră, dar comentăm acum asta. Nu, acum îmi permit să fac comentarii datorită faptului că noi ne-am început, domnia sa a fost primar, eu am fost viceprimar cu Sorin Apostu. Și vă spun sincer, de multe ori mă face să zâmbesc aceste speculații, pentru că întâmplarea face că am avut ocazia să-l cunosc pe domnul Emil Boc. Este foarte perfecționist, deci e puțin probabil să se implice într-o astfel de activitate acum. Dar, în același timp, experiența și poziția care a avut-o și rezultatele care le-a avut îi dă posibilitatea să-și exprime punctul de vedere și este o persoană foarte respectată.
dar nu mă aștept să intre într-o competiție și este părerea mea personală și, bineînțeles, nu este treaba mea, este decizia domniei sale ce vrea să facă, dar cunosc, sau cel puțin asta este percepția mea și nu cred că se va implica într-un astfel de demers electoral. Ați văzut, s-a afișat cu Florin Câțu la Cluj, când a fost premierul în luna aprilie aici, când a venit Orban, nu s-a mai afișat. L-a lăsat pe Ludovic Orban împreună cu domnul Daniel Buda, da, președintele Organizației Județene a PNL. Domnia sa nu a apărut alături de actualul președinte al PNL. Astăzi, decizia domniilor. Da, l-a lăudat pe Florin Câțu zilele trecute, iar astăzi, pe de altă parte, la o emisiune la radio, domnul Emil Boc a evitat să spună dacă intră în lupta aceasta electorală din PNL. N-a spus da sau nu, răspicat. A încercat să ocolească, a spus că el nu-și dorește decât să fie președinte la blocul domniei sale, eventual, sau ceva de genul acesta. Un răspuns cumva elegant, fără să dea, de fapt, o rezoluție. Domnule Spuc. Eu vă aud, să știți. Deocamdată banii care vin spre Cluj, indiferent sub ce formă, care surse pentru administrațiile locale, sunt în pixul domnului Câțu. Deci e o atitudine diplomatică, aș cataloga-o, aceea domnului Boc. Da, sigur, l-ați auzit să iasă? Zilele trecute a fost la televizor discuția aceea, echipa Câțu-Boc. L-ați auzit pe domnul Boc să iasă, să nege, să spună nu mă asociați? Nu, n-are domnul Boc să nege. Domnul Boc a avut o atitudine pentru Cluj. Eu așa o cataloghez din punct de vedere politic și administrativ. Pe când dacă cealaltă vizită a domnului Orban a fost o vizită de partid, ca să spun așa, pentru că din calitatea de președinte al Camerei Deputaților, eu cred că a venit totuși pe linie de partid. Sigur că a fost întâmpinat de domnul Buda, așa au desfășurat activitățile, iar domnul Poc și-a văzut de chestiuni administrative. Mizând totuși că acea întâlnire și accentul pe întâlnirea și discuțiile cu domnul Câțu sunt legate de resursele pe care Clujul trebuie să le primească în mandatul domnului Boc, care este încă de 3 ani. Domnule Spuc, dacă îmi permite, ci aș completa ceea ce ne-a spus domnul Pop. Practic, ponderea Clujului în viața politică centrală din această țară tot scade. Tot scade, indiferent ce guvern a fost la guvernare. Aduceți-vă aminte, practic din 90, întotdeauna am avut 2, 3, 4 miniștri, prim-ministru în fiecare guvern și această greutate a politicii clujene tot scade. Și este absolut normal ca să depunem eforturi ca să fim prezenți în actul guvernamental. Vrând nevrând, suntem o țară unde aceste decizii se iau la nivel guvernamental. Atunci, haideți să depunem eforturi. Dacă reușim să creștem ponderea, prezența politicienilor clujeni în structurile guvernamentale, atunci foarte probabil că regiunea noastră va beneficia de această prezență. Suntem într-o competiție și vedeți aceste alternanțe. Au fost perioade când colegii timișoreni erau mai bine reprezentați, colegii bucureșteni, colegii moldoveni și trebuie să găsim acel echilibru în care întotdeauna să fim prezenți și să putem influența astfel de decizii și să nu ne uităm de pe banca de rezervă cum se iau decizii. E o întrebare bună. De ce sunt marginalizați politicienii de la Cluj? Care ar fi explicația? Acum, sigur, avem, să spunem că avem ministrul agriculturii. Mi-amintesc că în guvernele PSD, la doamna Dăncilă acolo, de exemplu, n-am prea avut miniștri. Dar, dacă țin eu bine minte, dar acum avem unul, domnul Oros. De ce nu suntem mai importanți? Sigur, ca în 2004, nu știu dacă mai putem să fim cu trioul acela, da? Cu Rus, Dâncu și Pușcaș. Da. Sau cu Boc premier. Așa. Să știți că foarte puțin înțeleg acest fenomen care este specific zonei noastre, că dialogăm, indiferent
Deci, credeți-mă, suntem în relații absolut normale cu domnul Pop și atunci când au fost pesediștii la guvernare și când au fost în opoziție. Și eu înțeleg ce ziceți. Acest lucru foarte greu de înțeles. Ziceți despre o politică a bunului simț, da? Care este mai caracteristică zonei de dincoace de Carpați? Mai pragmatică. Adică nu vă ascund faptul că există divergențe serioase între noi, dar nu eu vreau să vă duc la faptul că nu departe de Cluj la Sibiu, da? Avem de acolo un președinte de țară, un președinte și un președinte de partid care a candidat la președinție, da, domnul Dan Barna. Da. Adică de ce Sibiu poate și noi nu putem? Deși vă spun sincer că așa în mintea mea dau o șansă din 10, să zicem, ca la alegerile prezidențiale de peste 3 ani să avem în cursă pe domnul Vasile Dâncu din partea PSD și pe domnul Emil Boc din partea PNL. Așa, e o posibilitate din 10, zic eu. Domnule Spuc, haideți că vă dau un exemplu concret de al altăieri, da? Mie mi se pare absolut normal ca Comisia Parlamentară de Cancer să fie condusă de un oncolog. Așa, Patriciu Achimaș este președintele acestei comisii. De ce trebuie să... Mă scuzați. Două zile m-am certat cu colegii că de ce ajunge Patriciu acolo, de ce ajunge PSD-istul acolo, când asta e meseria domniei sale. Nu vi se pare normal ca un om de specialitate să conducă un for de specialitate al Parlamentului și să avem o lege a Planului Național de Cancer? Domnule, să mie mi se pare foarte mult și nouă, celor care suntem în afara politicii, lucrurile acestea legate de meritocrație ni se par foarte clare. Dar avem cazuri la Apele Române când o doamnă care nu știe care e amonte și aval și stânga și dreapta râului să fie angajată într-o funcție de răspundere. Și multe, multe astfel de cazuri. Suntem în țara în care meritocrația n-are nicio valoare, că am vrut să zic și eu ceva urât. Când avem ocazie atunci să profităm. Senator, am impresia că sunteți prea normal. Normalitatea dă spre naivitate, domnule Teodor Popușca. Unii nu acceptă o asemenea normalitate. Și discutam cu domnul profesor Achimaș pașii care urmează să îi urmăm, care sunt etapele care trebuie să le parcurgem. Mie asta mi se pare normal. Da, uitați-vă, ați deschis un subiect foarte, foarte interesant și eu sunt persoana care crede foarte mult în meritocrație și oamenii potriviți la locul potrivit. Și uitați-vă un loc potrivit pentru doamna Dăncilă, da? Consilier la Banca Națională. Cum vi se pare chestiunea asta? Am râs de ea cu lacrimi cât a fost premier și acum uitați-vă că a fost răsplătită iar de la urmă. Eu zic că e conformă cu CV-ul doamnei Dăncilă. Deci... Ce-ați citit în CV-ul, domnule Popușca? E un CV bogat, europarlamentar, prim-ministru, binecunoscător al personalităților din Europa cu care, desigur, servește cafeaua. Da, domnule Popușca. Eu sunt de acord cu chestia asta. Haideți să vedem cu cine am băut cafele, să văd ce funcție merit. Bine, acum trebuie să ne facă domnia sa un listing ca să-l credem pe domnul Vasilescu de la BNR. Domnul Vasilescu e doar un purtător de cuvânt. Acolo este domnul Muguri Sărescu, să știți. Bine, acum dacă revenim la seriozitatea momentului, eu vreau să vă spun opinia mea. Să știți că întotdeauna organizațiile de o anumită natură și-au respectat blazonul. Deci, Clubul de la Roma, francmasoneria, alte și alte organizații de acest gen, nu sunt organizații care nu se țin de cuvânt. Și la un moment dat, sigur, în momentul în care cuiva i s-a întins o mână, a răspuns la această întindere de mână. Dacă îmi permiteți, acum pun gluma la o parte. Părerea mea este că fiecare prim-ministru, a fost prim-ministru al acestei țări, trebuie respectat. Fiecare fost președinte trebuie respectat. E corect. Absolut.
Și indiferent, toată lumea cine și-a făcut treaba să fie respectată atunci când nu mai este în funcție. Și vă spun acest lucru că mi s-a părut destul de ciudat acest mod de abordare, că ai fost prim-ministru după care ai pierdut președinția partidului și îți pui întrebarea din ce vei trăi. Nu cred că este normal și nu mi s-a părut absolut normal nici ceea ce s-a întâmplat cu domnul Adrian Năstase. Da? Și-a terminat mandatul, să se tragă o linie, ce a fost, a fost, după care fiecare să-și vadă de viață. Dar ceea ce s-a întâmplat și această atmosferă, ca să vedem sânge, să băgăm oamenii în pușcărie, este prea mult pentru mine. Bun, și eu sunt de acord, nu vreau să văd pe doamna Dăncilă la închisoare, nu vreau să o văd. Adică nici nu știu de vreo anchetă care să o privească pe dânsa. Nu neapărat, am folosit acest termen știu, foarte dar, dur în general. Bun, deci dar această, faptul că a fost premier... atmosferă și la acest discurs la care asistăm, fără nicio o intenție sau nici măcar să mimăm gestul că vrem să facem un compromis și câștigătorul să ia tot... va degenera sau are posibilitatea să degenereze. Motiv pentru care și vă pot da multe exemple din alte țări, să știți, nu există situație nicio țară când cel care este la guvernare ia tot și opoziția nu ia nimic. Deci aduceți-vă aminte, suntem în Cluj. Domnul Maior a fost membru opoziției când a devenit șeful SRI-ului. Deci sunt câteva cutume în orice democrație unde sunt câteva chei de control prin care se păstrează elementele democrației. E puțin probabil sau într-o democrație normală nu ajunge, nu știu, membru arcului guvernamental, avocat al poporului, pentru că el are rolul de a controla și de a preveni eventuale derapaje din actul guvernamental. Și mai sunt multe de astea. Și încet, încet, cu trecerea timpului, renunțăm inclusiv la aceste mecanisme de control ale democrației din țara noastră. Domnule Laszlo Attila, pentru că ați vorbit mai devreme, ați amintit de avocatul poporului. Vreau să-mi spuneți cine este domnul ăsta, Fabian Giulio, care are șanse, din câte înțeleg, să devină noul avocat al poporului, propunerea UDMR. Domnul Giulio, Fabian este cadru universitar la UBB, profesor de drept, fost procuror și este un membru foarte respectat din breasla juriștilor clujeni. Are 46-47 de ani, dacă spre 50 orice caz. Adică la, cu ce îl contrapunem? Deci, nu știu de ce a zis vârsta. Vă gândeați oare la domnul Toșnadi, care este prefectul Clujului, a devenit prefectul Clujului la 29 de ani? Da. Adică da, trebuie să le dăm șansa tinerilor să se dezvolte. Mă rog, mă uit la domnul Popușcaș. Da, în 2004... Un pensionar de 16 ani, domnul senator. Da, o tânără speranță. În 2004, când am început activitatea politică, și eu eram mai tânăr. Mulțumesc frumos, domnule. Da, am găsit un articol publicat acum câteva minute pe un site care zice ce s-a obligat domnul Florin Câțu în fața doamnei Ursula von der Leyen, sigur, ca să primim banii din Planul Național de Redresare și Reziliență, o reformă a pensiilor, adoptarea de măsuri pentru creșterea veniturilor din taxe și impozite, sigur, măsuri care privesc întreprinderile de stat, care trebuie să devină rentabile, reformă privind salariile publice, pentru că, așa cum știm cu toții, stăm tare prost la capitolul ăsta, multe sporuri, niciun fel de evaluare a personalului din instituțiile bugetare. Ar urma să se facă o bancă națională de dezvoltare, ar urma să se modifice legile justiției și așa mai departe. Sunt multe, multe puncte pe care și le-a asumat domnul premier Florin Câțu. Ce spuneți despre asta? Adică, până la urmă, construim niște autostrăzi, niște spitale,
Dar Europa nu ne lasă numai cu asta, vrea ceva la schimb. Așa putem este, să dăm asta? Putem? Avem capacitatea să dăm ce am promis? Și dacă îmi permiteți, aș sublinia două aspecte. În cazul legii, reformei legii pensiilor, una din principiile care încercăm să le punem în aplicare, ca în cazul persoanelor care au ieșit în an diferiți la pensie, au avut aceeași încadrare, aceeași meserie, să uniformizăm pensiile, să găsim o soluție de a le uniformiza. Cred că fiecare dintre noi sau în jurul nostru avem astfel de situații, oameni care s-au pensionat în an diferiți datorită legislației și datorită contribuției care a avut-o, diferențele sunt foarte mari. Ceea ce ține de sistemul de impozitare, profit de prezența domnului Popușcaș, sper ca să finalizăm, de exemplu, taxarea țigărilor. Și o spun foarte serios. La vremea respectivă, cu doamna Cristea, domnia sa a fost inițiatoarea legii antifumat. Intenția noastră era să... Da, o salut. Intenția era ca să revizuim un pic sistemul nostru de accizare, să începem cu tutunul, după care să continuăm cu toate taxarea tuturor produselor care ne periclitează starea de sănătate. Din păcate, am reușit să introducem și să intre în vigoare legea antifumat cu un rezultat extraordinar și multiplicat, și trebuie să vă spun că și Parlamentul georgian l-a preluat aproape până la ultima virgulă. Iar, din păcate, n-am reușit să ajungem la o impozitare unitară a tuturor produselor care le fumăm, că îl aprindem, că îl încălzim sau... Și trebuie să mergem în această direcție și să continuăm și cu celelalte produse care ne periclitează sănătatea. V-am spus aceste exemple pentru că, așa la o primă vedere, capitolele sună înspăimântător, dar așa se pare că măcar în acele domenii cu care ne-am confruntat și n-am reușit să facem pași importanți, vom reuși să demarăm anumite lucruri. Avem o lege de prevenție a diabetului și nu impozităm zahărul plus adăugat în plus. Nu mă refer la zahărul natural, ci cel care este băgat cu lopata în tot ce mâncăm. Și la astea ne referim și aici mă bucur că în sfârșit un guvern s-a angajat să facă demersuri inclusiv în aceste domenii. Eu am o problemă cu această anvelopă salarială care privește sistemul bugetar și domnul Popușcaș, știm cu toții că este un antreprenor și vreau să îl întreb dacă îi se pare echitabil că în sistemul privat se muncește din greu pentru bani, oamenii sunt evaluați permanent, iar la buget salariile sunt mari default, cum ar spune englezii, da? Sunt mari din start și nu se evaluează nimic. În plus, sunt sporurile acelea care pe mine mă îngrozesc pentru condiții vătămătoare și periculoase de muncă, acolo unde oamenii au ca pericol că se uită în calculator sau vorbesc la telefon. Vă spun din start că nu sunt de acord cu această diferențiere destul de mare între public și privat, ca să spun așa. Și mai mult decât atâta, știm cu toții că tot ceea ce înseamnă public este alimentat și are ca sursă ceea ce plătesc privații sau celelalte unități de stat, dar știm cum e cu unitățile de stat și cum intră în reorganizare, faliment sau insolvență. Deci, din acest punct de vedere, există un eșantion de întreprinderi mici și mijlocii care stau la baza tuturor societăților și care își plătesc dările pentru că... Întregii economia, spune, a României. Ele n-au altă soluție decât să-și plătească dările pentru că altfel toată lumea este călare pe ei. Din acest punct de vedere, îmi pare rău să spun pentru mulții mei colegi care îndeplinesc funcții și la stat, că eu m-aș bucura ca pensionare care au ieșit odată de la stat, cel puțin, să nu mai poată îndeplini funcții în acele locuri și să fie ocupate de tinerii care vin din urmă, așa cum spunea și domnul Laszlo Attila, că
se promovează tinerii, ar ocupa foarte multe locuri de muncă și ar deveni un sânge nou, un motor nou în administrația publică. Desigur că această legea salarizării care a fost dată, știm cum a fost dată pe genunchi, pe o bătălie politică electorală, pentru că la noi totul este electoral, se pare că nu ne putem lecui de această metană a electoralului, a promisiunii electorale, indiferent dacă sunt găleți sau salarii. Și eu aș zice că necondiționat trebuie revăzută acea lege, pentru că acel venit minim sau, eu știu, mediu pe economie să fie propriu și publicului și privatului. Eu, cel puțin, la societatea pe care o am, întâmpin enorm de multe greutăți cu forța de muncă, pentru că toată lumea vrea un post la stat. Toată lumea vrea un post la stat. Pentru că este garantat în plată, pentru că nu va înregistra nicio sincopă în ce privește primirea acelui salariu. Și mai mult decât atâta, vă spun, vineri la ora 12, tot ce însemnează stat și public pune arma jos. Sigur, mă refer la zona de administrație, pentru că, cu siguranță, domnul Laszlo Attila, care face parte oarecum tot din... Colegii mei din regie spun că ei lucrează, că mai avem emisie și noi. Va merge în teritoriu sau va avea audiențe, domnul Laszlo Attila, ca senator, sâmbătă și duminica. Dar vă spun, este inadmisibil la ora 12 să nu mai găsești pe nimeni la stat. Să vă dau un exemplu foarte simpatic. Un exemplu foarte simpatic. Cei de la salubritate, da, strâng deșeurile de luni până sâmbătă sau de luni până duminică. Cum își fac ei programul, că sunt privați? Sunt verificați de cei de la administrație, care lucrează de luni până vineri. Ce credeți că se întâmplă în weekend? În weekend, cei de la salubritate supra-raportează, am văzut eu cazuri, abandonează deșeuri unde nu te aștepți, pentru că nu-i mai verifică nimeni. Oamenii care trebuie să-i verifice, și asta se întâmplă la Cluj-Napoca, oamenii care trebuie să-i verifice sunt liberi, că nu lucrează în weekend. Vă dați seama ce acum, ciudat... Cu salubritatea de în Cluj-Napoca îmi pare rău că trebuie să vă spun că am observat, în ultima vreme a venit o nouă firmă de salubritate. Da, bun. Asta e o altă poveste. Se pare că s-a schimbat un pic fața salubrizării în Cluj. Într-o parte, de la centru în sus. Da. Am spus. Da, n-au dat reclamă la TVR, nu-i amintim pe domnii aceia, da? Nu-i amintim, dar trebuie să subliniem un pic. Nu le facem publicitate, stați liniștiți. Și pensia plus, uitați-vă ce se întâmplă, pensie plus salariul la stat. S-a enunțat chestiunea asta și încă nu o vedem. Adică se tot amână. Mi se pare că e un un interes acolo, că altfel am fi văzut-o deja ca lege asta. Trebuie să vă dau dreptate, să știți că e foarte interesantă această abordare atunci când am discutat și am condiționat ca să avem o lege unitară. Să iasă cine, conform legii, toată lumea la pensie, dar să aibă acces la acea pensie doar când împlinește 65 de ani. Și să-și poată continua activitatea sau un alt domeniu, cu excepția cadrelor militare care și veterani în retragere, pentru că acolo statul s-a angajat să își facă treaba, au ajuns la o oarecare vârstă și este dreptul domniilor lor. Dintr-o dată n-a mai fost o prioritate, da. În scurt timp. Da. Domnule Laszlo Attila, mai avem 30 de secunde și m-ați rugat înainte de emisiune să vă întreb despre vaccinare. Da. Știu că e foarte puțin, dar va trebui să concentrați mesajul că se termină emisiunea. Eu aș dori ca să fac un apel, cine poate să profite de șansa că ne stau vaccinurile la dispoziție, pentru că este singura metodă prin care putem consolida această scădere la care asistăm a numărului de cazuri. Și mă bucur că după 8 zile, în sfârșit avem și locuri libere la spitalele clujene, ceea ce n-a mai fost din luna octombrie. Și acest lucru se datorează, în primul rând, disciplinei de care am dat dovadă și ratei mari de vaccinare. Și vă rog frumos, dacă
considerați? Dacă v-ați informat, luați decizia de a profita de această șansă de care ne stă în această clipă la dispoziție. TVR, cum să știți că a pornit... Domnul senator, fac și eu același îndemn și vă informez pe această cale că suntem în grafic la 2 săptămâni după rapel. TVR Cluj a pornit o campanie pro-vaccinare la care au aderat foarte multe dintre personalitățile importante ale Clujului. Sunt mândru să amintesc acest lucru. Domnule Laszlo Attila, domnule Teodor Pop Pușcaș, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune. A fost, așa cum am așteptat, dinamică și interesantă. Sper să mai vreți să luați parte la emisiuni cu mine aici la TVR Cluj. Eu sunt Ionel Lespuc, salutul meu obișnuit, alege știința, alege să te vaccinezi, toate cele bune, la revedere!